Paolo, voi și vecinii de aici, cum vorbesc singură. Ce o zici? Dragi boboci și dragi boboace, acest video este pentru voi. Cei dintre voi care mă urmăresc de mai mult timp știți că genul ăsta de video nu este chiar genul de video pe care îl fac de obicei, fiindcă îmi place acțiunea, amuzamentul, chestiile de genul ăsta mai mult decât statul și vorbitul despre cât de frumoasă e lumea și sfaturi cum să te descurci în viață și bla bla bla. Însă, câteodată trebuie să facem și genul ăsta de video pentru că mulți dintre voi au nevoie de chestiile astea și majoritatea bănuiesc că sunteți copii sau adolescenți sau chiar tineri și de ce nu să împărtășesc și lucrurile pe care le-am învățat și eu de-a lungul anilor câteodată, odată pe an, când se cere. Așa că m-am gândit la câteva sfaturi adunate din experiențele mele, bune sau rele, pe care să vi le dau vouă celor care începeți liceul sau care începeți facultatea, doar că este mai focusat pe liceu acest video. Așa că hai să începem. Mă mănâncă piciorul, frate. Cred că am vreo 20 de mușcături în țară. În primul rând, nu vă comportați foarte diferit față de cum sunteți voi în general. Deoarece o să atrageți prieteni nepotriviți, adică o să atrageți persoane cu care în mod normal nu v-ați înțelege, doar noua versiunea voastră pentru câteva zile o să înțeleagă cu ei. Dacă vreți să vă faceți niște prieteni pe lungă durată și să vă înțelegeți bine, să vă potriviți în grupul acela, încercați să fiți cât mai autentici și sinceri și cum sunteți voi în general. Un lucru foarte bun pe care ați putea să-l faceți este să începeți din timp cu temele, învățatul, lucrările, proiectele, tot ce aveți de făcut. Nu zic să faceți în fiecare zi, fiindcă asta este imposibil, fiecare are alte lucruri de făcut, sporturi și alte hobby-uri, dar puteți în fiecare weekend să vă faceți câte puțin din toate treburile, adică să vă faceți temele, să fiți la zi cu ele, să vă faceți proiectele și tot așa. Pentru că dacă ajungeți după o lună, după două luni, vă apropiați de teze și vedeți că sunteți foarte în urmă și este foarte greu să ții pasul atunci când deja ești în urmă. Așa că începeți din timp. Fiți deschiși. Încercați să vă faceți cât mai mulți prieteni. Bineînțeles că la început o să tot schimbați grupurile, fiindcă o să vă dați seama că o persoană e așa sau e așa sau se schimbă sau era diferită în primele zile ale liceului, dar cu timpul o să vă faceți prieteni apropiați vouă și cred că asta este un mare ajutor atunci când ești nou într-un liceu sau într-un colectiv, să ai mulți prieteni cu care poți să ieși, cu care poți să vorbești și pe care poți să te bazezi. Un lucru drăguț pe care puteți să-l faceți este să abordați copiii timizi din clasa voastră. Dacă sunt niște copii care nu prea au curajul să vorbească cu ceilalți sau sunt introvertiți sau pur și simplu nu le trece prin cap sau nu se simt ei confortabil să se deschidă altora, încercați voi să mergeți la ei să vorbiți cu ei ca să-i deschideți și pe ei, să cunoască oameni noi și probabil experiențe noi pe care ei probabil nu le au datorită faptului că sunt închiși în ei și nu au curajul să se deschidă către ceilalți. Știu că nu este ca în America și cum vedeți voi prin filme, că sunt drama club, actorie, dansuri, tot felul de chestii foarte bine dezvoltate și cu buget destul de mare, dar și în România se pot găsi la liceu diferite cluburi, ca să spun așa, probabil nu se numesc cluburi, nici nu știu cum se numesc, dar vă puteți înscrie la un curs de teatru, să vină foarte multe persoane când începeți clasa noua, să vină să vă prezinte diferite cursuri pe care le au de limbi străine, de teatru, de dansuri și tot așa mai departe. Eu, de exemplu, am dat casting pentru echipa de dansuri a școlii, când am fost în clasa noua, puteți să vă înscrieți la oricare sport care se practică la voi în liceu, să fiți în echipa de nu știu, fotbal al liceului sau echipa de volei al liceului, de exemplu, sau puteți să vă înscrieți la dezbateri. Există foarte multe persoane care se întâlnesc în cadrul unui grup să dezbată diferite teme sau subiecte. Chestia asta poate să vă ajute să depășiți stadiul de timiditate și de, dacă sunteți introverți, la fel, poate să vă ajute foarte mult să vă exprimați liber și să vă spuneți opinia, părerea și să comunicați cu cei din jur mult mai ușor. Deci există foarte multe lucruri pe care le puteți face în liceu, în afara orelor de curs și în afara ieșitului în parc. Important, dacă ai vreo problemă, trebuie să o discuți cu diriginta. Dacă cu diriginta nu a mers, poți să te duci chiar la director să discuți o problemă serioasă, adică nu poți să-l deranjezi pe director să-i spui știți, mi-a furat semișul. Nu prea poți cu chestia asta. Dacă se repetă și ți-o pun în fiecare zi, atunci poți. Dar mai întâi trebuie să discuți probabil cu șeful clasei. Și șeful clasei va trebui să discute cu diriginta, dacă nu se rezolvă, te duci direct la diriginta și se pot rezolva problemele destul de ușor dacă există comunicare și te duci la persoanele care trebuie. La fel, dacă vezi o problemă că se întâmplă la alții sau un copil, de exemplu, și-a bătaie sau se fură mâncarea sau mai știu eu ce alte lucruri, la fel poți să te duci să sesizezi problema dirigintei sau chiar directorului. Ia-ți mâncare la tine. Ăsta este un lucru foarte important, deoarece se consumă în liceu extrem de mulți bani pe mâncare afară.
sunt șaormerii, burgeri, cartofi prăjiți, tot felul de sandvișuri la 6,50 lei, adică mi se pare enorm să dai 6,50 lei pe un sandviș, bineînțeles că asta făceam în clasa nouă, dar nu forța de banii mei acum că văd cât de complicat este cu banii, vă sfătuiesc să vă luați mâncare de acasă, orice gătește mama voastră sau cine vă gătește acasă, să vă luați o mâncare, puteți să găsiți la liceu, să spun așa, un loc unde să vi-l încălziți, la o microunde sau, de exemplu, noi aveam un magazin exact lângă liceu în care se puteau încălzi mâncărurile la microunde. Însă vă sfătuiesc să nu mâncați foarte des afară din liceu, doar ce acum în liceu puteți să ieși afară să faceți ce vreți în pauze, comparat cu școala generală în care nu prea puteam să ieșim, dar vă sfătuiesc să vă luați mâncare de acasă. În primul rând este mai sănătoasă și mai bună și în al doilea rând este mai puțin costisitoare. Nu vă apucați de fumat. Chestia asta este o nouă modă, de fapt nu e nouă, e foarte veche, ca toată lumea să se apuce de fumat în clasa nouă. Nu faceți grijă la asta, dacă ați făcut-o deja, încercați să vă lăsați sau, mă rog, nu e treaba mea să vă spun ce să faceți, doar că eu vă sfătuiesc să nu faceți lucrul ăsta, este extrem de costisitor și, în primul rând, nu e bun pentru sănătatea voastră, cum bine știți, nu cred că vă zic nimic nou, cred că toată lumea spune asta, doar că în caz că voi nu fumați, nu vă apucați de fumat, doar fiindcă este la modă la liceu. Și pe aceeași notă, nu vă luați după alții, doar fiindcă este cool sau interesant sau moda liceului să faceți tot fel de prostii. Nu pot să dau acum exemplu, dar orice. Faceți doar ce vreți voi și ce vă face pe voi fericiți, dar nu vă luați la prostii după alții, că nu are absolut niciun sens și păreți doar niște maimuțe. Un lucru important este să nu-ți bagi joc de colegi. Mi s-a întâmplat să fac și eu lucrul acesta când eram mai mică, nu ajută absolut la nimic, nu te ajută ca persoană, poate să-ți lasă, să zic, mustră de conștiință după aceea, fie că faci tu, fie că ți se face ție, dar nu este deloc un lucru folositor și absolut nu văd deloc sensul și scopul la chestia asta. Nu știu ce era în capul meu când eram mică, probabil eram frustrată, tot așa că am fost bagiocorită, dar nu faceți lucrul ăsta. O să scutiți multe probleme și multe bătăi de cap și multe răni altor colegi, ca să spun așa. Încercați să vă împrieteniți cu colegii care stau aproape de voi, că prin chestia asta nu o să mai aveți mereu drumul ăla spre casă și înapoi, plictisitor, de o oră, probabil, sau depinde cât de departe stați de liceu, dar liceele sunt mult mai departe față de școlile generale și mi se pare mult mai interesant și distractiv drumul spre școală și înapoi, atunci când ai cu cine să discuți și să râzi. Și un ultim sfat, nu face prea multe absențe. Nu zic să te duci la toate cursurile și să n-ai nicio absență, dar chestia asta poate să aibă urmări destul de urâte. Ori să rămâi corigent de la prea multe absențe, ori să-i cheme pe ai tăi la școală, ceea ce este oribil. Adică eu niciodată n-am suportat să fie chemați ai mei la școală pentru cine știe ce prostie am făcut. Au fost chemați destul de des, în caz că vă interesează, dar niciodată pentru absențe. Nu au fost chemați niciodată pentru absențe, din contră, mama mea a fost felicitată în clasa 9, fiindcă nu a avut absolut nicio absență. Nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Nu știu ce era în capul meu, cred că îmi plăcea pe mult școală, nu știu. Doar că era... De fapt, era destul de multă distracție și nu vedeam scopul de ce să plec acasă să stau singură. Adică eram foarte extrovertită și îmi plăcea să discut, să comunic, să mă amuz cu toată lumea și efectiv, doar pentru asta cred că veneam la școală în primul rând. Deci sfatul meu să nu faceți prea multe absențe, să devină problematic după aceea și să vă chinuiți, să rezolvați niște probleme pe care puteați din start să le rezolvați venind la școală. Sper că v-au ajutat sfaturile mele și chiar sper din suflet să vă descurcați în noul an, fie că este clasa 5, clasa 9 sau la facultate. Dacă aveți vreo nelămuriri sau vreo întrebare, puteți să-mi scrieți în comentarii sau pe Instagram, Inestana, să-mi dați și follow. Și de ce nu să dați un like și un share la acest video și bineînțeles să vă abonați la mine. Sper că ați avut o super zi, iar până data viitoare, ciao România!